Bine v-am găsit, Termomintia. Noi suntem AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. De 8 zile termocentrala asta este închisă. De 5 zile oamenii ăștia stau în greva foamei aici fără să-i bage nimeni în seamă. Voi să închidă termocentrala asta de aici ca să cumpărăm energie din Ungaria. Sunt 700 de suflete aproape care primesc niște salarii mizere de aici, de la centrala, de la Mintia. Singurii care au salarii nesimțite sunt găștile politice care vin să îngroașe bugetul partidelor. Mă uit în ochii voștri și cumva sunt nervos. Sunt nervos că sunt incapabil să fac mai multe pentru voi și pentru România, pentru că asta este o termocentrală care trebuie să fie declarată de interes național, de interes strategic pentru țara noastră, cu sistemul național energetic cel mai bine pus la punct din regiune, ajungem să cumpărăm energie electrică. Și-au bătut joc, și-au vândut țara asta cu totul. Ce facem noi prin programul de țară pe care AUR și l-a asumat? Programul Apă, Hrană, Energie. Declararea ca obiectiv național a termocentralei de aici, așa, întregului sistem național energetic, dacă vrem să mai avem un viitor. Cum e termocentrala asta? E întreaga țară. Oamenii ăștia sunt în greva foamei și riscă sănătatea și pe voi nu vă interesează, pentru că ați bătut palma cu ungurii, ați bătut palma cu austriecii pentru energia noastră, pentru pădurile noastre, pentru viețile noastre. Lupta asta nu-i despre Mintia, nu-i despre Deva, nu-i despre județul Hunedoara asta. Lupta asta este despre România noastră, care este jefuită. Să vină ministrul energiei, pentru că are pachetul și soluțiile pe birou. Mâine trebuie să le punem în aplicare. Oamenii de aici și sunt specialiști, de unde o să mai găsească ei pentru Iernut sau pentru alte locuri unde se produce energie în țară specialiști? Oamenii ăștia muncesc aici și știu meseria. Îi trimite și pe ei la pres cu Spanangel în Germania. Venim de la Damian cu înderșistim pe un erou național ca să vedem aici cum ne este furată țara și cum ne este furată libertatea. Ne-am dus în cel mai vizibil loc din România, unde astăzi puteam fi văzuți de toți cei din arcul guvernamental și de parlamentarii României. Pot să spun că s-au oprit aproape toți la noi, în afară de cei care astăzi guvernează România. N-a venit niciun membru al guvernului, cu toate că aveau reprezentanți acolo, și niciun parlamentar din cei care astăzi se află la putere. Toți au bile de milioane de euro și noi stăm pe salarii de 2000-3000 de lei și ne apărăm țara care a fost distrusă în anii ăștia. Pădurile ne sunt rase de companiile austriece și după aceea noi suntem extremiști și naționaliști dacă vrem și noi locuri de muncă la noi acasă. Nu este drept așa ceva și asta vrem noi. AUR, dreptate pentru România.